Salut din nou, John de la Expert Crypto. În primul rând, țin să mulțumesc celor care s-au abonat astăzi la site-ul nostru www.expertcrypto.co.uk. Este ultima zi în care puteți beneficia de aceste pachete reduse. Nu va mai fi nicio reducere, indiferent de situație, până în luna iulie. Bun, nu vreau să vă rețin foarte mult, vreau doar să vă spun o chestie foarte interesantă. Uitați-mi să mulțumesc tuturor celor care ne susțin și ne apreciază munca și noi vă mulțumim. Un like ne-ar ajuta mai mult. Bun. Vreau să vă arăt o chestie extrem de interesantă astăzi. Toată lumea a spus că să fie Bitcoin 20.000, 18.000, a auzit niște scenarii demne de sfârșitul lumii. Nu a fost așa. Echipa a spus bottom. La Bitcoin era 38.000. Worst scenario. Bun. Când toată lumea a spus că piața va pica în cap, noi am spus clar, nu se va duce în cap și am spus și ce credem că se va întâmpla, da, dar nu în ideea în care poate să urce sau poate să coboare. Cum spune Gheorghe Hagi, să fie bine, să nu fie rău. Nu funcționează așa. Trebuie folosiți niște algoritmi, luați în calcul mai mulți factori și anticipa următoarea mișcare. Noi, echipa Expert Crypto, mereu am anticipat-o corect. De aceea, a spus până la sfârșitul lunii martie, dacă vă uitați pe clipurile anterioare, Bitcoin, fără doar și poate, cu șanse de 90%, va ajunge 44.700. Chiar ieri am repetat, cu șanse de 99%. Am postat și membrilor lucruri care s-a întâmplat. Bun. Bitcoin a depășit 44.700 și este la 44.940-950 și a atins 45.000. Nu s-a mai mișcat de la 45.000. Acum vom analiza de ce Bitcoin nu a plecat peste 45.000 și ce va face Bitcoin în perioada următoare în short term. Vorbim short term pentru că vine weekendul. Acest triunghi ascendent a fost rupt aici, așa cum am spus că se va întâmpla și, așa cum vedeți, Bitcoin fluctuează aici la 44.845.000. Ca să înțelegem ce se poate întâmpla peste weekend, o să punem pe graficul de la TradingView niște indicatori tehnici. Și vreau să fac o paranteză aici să vă spun că indicatorii tehnici sunt indicatori bazați pe trecut. Deci putem anticipa ce se poate întâmpla în viitor axându-ne pe trecut. Și toți acești indicatori de tehnici sunt folosiți și în bursă. Foarte mare atenție. Bun. Vedem triunghiul. Vedem aici cum a rupt. Da? A, eu era să vă uit, eu folosesc aceste candele Häkkinen. Așa și sunt mai familiarizat cu ele. Am explicat și într-un clip anterior de ce. Puteți să vedeți clipurile de pe YouTube și o să vedeți și voi. Și așa cum vedeți, Bitcoin a rupt aici. 45.000 este o rezistență extrem de mare, extrem de grea, să mă exprim așa, pe care Bitcoin a încercat să o rupă în 10 februarie și aproape s-a atins de ea undeva în zona de 22 martie. Dar haideți să vedem când Bitcoin în istorie, în ultimul an, a mai întâmpinat această rezistență. Haideți să vedem când. Și o să lăsăm graficul așa. Și o să luăm rezistența și o să o tragem în stânga. Și dacă vă uitați bine aici, Bitcoin, când a mai ieșit dintr-un triunghi, numai că aici a fost descendent, de aici aici, și a urcat, o să fac și, o să iau și așa, informele, o să duc ăsta de aici, aici și încă o dată, ca să-l facem din urmă, info, click. Numai că aici triunghiul a fost descendent, nu ascendent, da? Click. A fost în, lucrul ăsta s-a întâmplat aici. În septembrie 2021, da, când Bitcoin a ieșit și a atins ultima dată rezistența de 45.000, s-a întâmplat pe data de 30 septembrie 2021. Și ce a făcut? A stat aici un pic, după care de la începutul lunii octombrie până în 20 octombrie, în 20 de zile, Bitcoin a urcat de la 45.000 până la 64.000. Întrebarea este, de ce lucrul ăsta nu se poate întâmpla și acum?
De ce nu? Luăm în calcul probabilitatea. De aceea, eu cred că în medium short term, Bitcoin poate atinge 52.000 fără probleme. Ce înseamnă medium? Nu luăm în calcul weekendul. Cu toate că am văzut și weekenduri pozitive, dar nu cred că Bitcoin poate coborâ sub 43.000 peste weekend. Asta vreau să zic, pentru că dacă luăm o mediană în această zonă, da, aici, și o ducem până aici, cu aproximare, așa o mut mai sus un pic, ca să fie mai acurat treaba. Clic. Și o să-i schimbăm și culoarea ca să înțelegem, o să o facem albă. Veți vedea că Bitcoin, de câte ori a rupt această rezistență, doar a urcat. Lucrul ăsta îl poate face și acum. De aceea, cred că într-un immediate short term, Bitcoin poate urca până aici. 50-52.000 în această zonă. Vorbim într-o perioadă, într-un time frame de aproximativ 2-3 săptămâni, bazându-ne doar pe trecut. Deci ce am vorbit în acest clip de 6 minute este doar ipotetic și urmează să vedem peste weekend sau până săptămâna viitoare dacă, ipotetic vorbind și folosind indicatori din trecut, lucrul acesta se va întâmpla. Deocamdată o să mai adaug un singur indicator. Da, LSM-ul și o să-l fac, o să-l pun aici pe 100 și o să-l mut aici așa. Bun, stăm deasupra, este totul perfect. Dacă mut LSM-ul pe 200, bun, suntem absolut perfect, suntem peste. Așa s-a întâmplat și aici, așa s-a întâmplat și aici. Restul a stat doar în această zonă de dedesubt. Da, în această zonă hașurată a stat sub LSMA. Acum suntem peste. Deci, sunt semnale bullish. Din punctul meu de vedere, piața poate urca foarte rapid până la 52-56.000. Mulțumim tuturor care s-au abonat astăzi, mulțumim din suflet membrilor care ne susțin și fac de aproape 2 ani de zile. Vă dorim toate cele bune, numai bine!